Bună ziua, dragi prieteni din RAC! Haideți să vedem la RAC pentru săptămâna viitoare în zaruri. În dragoste pentru RAC. Haideți să vedem. Așa. O relație care este... V-ați despărțit. Uite. Sunteți despărțiți, nu comunicați sau comunicați foarte rar. Sau vorbiți așa la ocazii sau nu știu, cam așa. Nu văd comunicare, adică nu... pot să vă spun că această persoană se întoarce la dumneavoastră. Poate vi se pare că nu se poate, că ba da. Se poate. O să se întoarcă această persoană. Se va întoarce. Nu acum, nu repede. Va dura ceva până se întoarce. Pentru că acum nu știe în ce direcție să meargă. Deci dacă vă gândiți la cineva care a plecat și ați dori să se întoarcă, pot să vă spun că se întoarce, dar... Nu așa de repede cum ați vrea dumneavoastră. Nu așa de repede. Foarte încet. Uite, aici mi-a ieșit broscuța țestoasă. Pentru că este dezorientată această persoană. Nu știe ce să facă sau nu știe ce vrea de la viața ei sau a lui. Și se gândește la dumneavoastră. Aveți o dragoste binecuvântată. Deci sunteți în destin unul la celălalt. Sau sunteți cu o persoană în care sunteți în destin unul celuilalt, nu vă despărțiți. Oricât de ciudat v-ar părea sau vă gândiți că vă despărțiți, nu vă despărțiți. Vă caută acea persoană până la urmă, vă caută, vine, revine. Va reveni, sigur, sigur. Persoana aceea la care vă gândiți se simte cu dumneavoastră în siguranță, stabil. Măi, dar numai acest șarpe scot. Aveți magie neagră. Magie neagră. Ceva blestem de copilărie sau din familie. Blestem de familie sau magie neagră. Pentru dragoste, ca să nu vă meargă bine. Aveți unii. După aceea vă văd că încheiați un capitol și cu bucurie. Poate fi un capitol din dragostea dumneavoastră. Dar îl încheiați că vreți și v-am zis, fericiți. Primiți acel telefon pe care îl așteptați. Acel semn de la acea persoană, telefon... pe care l-aștepta sau care vi l-a promis sau da, ceva ce v-a promis acea persoană împlinește, face acea persoană ce v-a promis. Vă faceți planuri, scopuri, vă faceți ce să fac următorul pas, cum să fac cu această persoană, tot timpul vă gândiți la această persoană. Dar câteodată situația vă este de sub control, orică faceți unele lucruri care nu ați vrea sau această persoană oricum rămâne o slăbiciune a dumneavoastră. Cam asta a fost pentru RAC. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.